Copiii au nevoie să petreacă timp în aer liber. Administrația locală din Băicoi a înțeles acest lucru și a alocat fonduri din bugetul anului 2018 pentru modernizarea, dar și construirea unor parcuri în localitate. Este clar că avem nevoie și de zone de agrement pentru copiii noștri, pentru bunicii noștri și pentru noi. Anul trecut am început demararea parcului în zona Țintea, în cartierul Țintea. Din păcate, banii alocați în 2017 prin buget nu au fost suficienți. Continuăm lucrările în acest an și îl vom și finaliza. Am reușit să prindem întreaga sumă de care era nevoie pentru finalizarea lucrării. Vom mai face un parc în zona Schelă, pentru că acolo avem deja sala de sport cu un spațiu generos, unde vom face un parc modern. Dar nu trebuie să uităm proiectul european semnat anul trecut, pe 23 august, de a face în orașul Băicoi un mare parc care se întinde pe vreo 5 hectare. Valoarea proiectului este de 11 milioane de lei. Suntem în etapa prin care acum scoatem la licitație lucrarea. Lista investițiilor și lucrărilor nu se oprește aici. În luna februarie, primăria Băicoi a depus un proiect pentru reabilitarea termică a blocurilor. Din păcate, nu am putut să prindem toate blocurile din orașul Băicoi, pentru că o cerință esențială a acestui proiect era ca blocurile să dețină asociații de proprietari. Am identificat 3 astfel de situații în care există asociații de proprietari. Am vorbit cu locuitorii din aceste blocuri și i-am convins că e bine să depunem un astfel de proiect. Partea lor de cofinanțare este de 15%, ceea ce reprezintă o sumă foarte mică, ba mai mult o plătesc în 10 ani. Le-am făcut socoteala că pentru un apartament cu 2 camere revin undeva la 10 lei pe lună. Deci gândiți-vă că suma este foarte mică și oamenilor este foarte greu să strângă bani în ziua de astăzi, să-și reabiliteze singuri blocurile. Partea de cofinanțare a primăriei este de 25%, 15% este partea asociației de locatari, iar restul de 60% sunt fonduri europene.